Cititul e distractiv. Mi se face somn. 1, 2, 3. Am o idee grozavă. Hai să desenăm ceva. Începem cu un dosar din plastic și vom desena niște animale pe el. Vom începe cu o oiță simpatică. Oh, cât e de adorabilă! Hai să facem și un puișor. Îi trebuie niște pene galbene. Arată bine! Acum cerul! Și niște iarbă verde și drăguță! Ce fermă aglomerată! Ia o bucată de carton negru și pune un dosar. Apoi desenează o lanternă și o rază de lumină. Bagă lanterna în hârtie în dosar. Ferma e luminată! Ce idee grozavă! Wow, mamă! Ce vis grozav! Lili, atât de frumoasă! O să mă însor cu ea într-o bună zi, dar mai întâi am nevoie de o gustare. Ah, aici erai! Bună, mamă! Ce faci? Jared, dinții tăi sunt dezgustători! Ah, ți-am adus periuța! Trebuie să te speli pe dinți! Haide! Nu! Ce mă fac? Știu! O să caut rapid pe internet! Ia uite! E Lily! Și se spală pe dinți! Wow! Vreau să mă spăl și eu pe dinți! Dacă Lily o face, atunci o să fac și eu! E mentolată! Trebuie să și dansez! E distractiv! Așteptai momentul ăsta de săptămâni întregi! Sper să vedem niște rechini! Să mergem! Sper că ți-ai adus niște ochelari! Închis! Cum de n-am știut asta? O să mergem în altă zi, scumpo! Oh, uneori lucrurile nu sunt corecte. Dar asta e viața, nu-i așa? Ce putem face? Dăm să văd chestia aia. Dacă prind chestiile astea aici, se transformă în ceva tare interesant. Wow! E propria noastră caracatiță de casă! O ador! Înnoată pe sub apă, vezi? Imaginația e o chestie puternică! Și la fel sunt și mamele! Au! Ia uite! Vreau să fiu o jucătoare de basket, că mă fac mare! Ce-i cu gălăgia asta? Bunica încearcă să doarmă! Uită-te la camera asta! E un dezastru! Mă uit la televizor! Vai de mine! Tinerii din ziua de astăzi! Bine, o să fac eu curat! Să vezi când o să-i spun mamei tale! Oh, oh nu, spatele meu! Fii drăguță și ajută-o pe bunica! Stai! Ce-i ăsta? Cred că știu cum să fac să-și strângă lucrurile! O să lipesc coșul ăsta pe perete deasupra cutiei ei cu jucării! Ia te uită! Vrei să... cum spun tinerii... baci niște coșuri? Șmecher! Haide! A intrat! Vreau să fac iar! Și bunica nu mai trebuie să strângă lucrurile! Atchiu! Sănătate mie! Oh, dulciuri! O să mă servesc! Nu pare în regulă! Dinții mei au dispărut! E grozav! Ia uite, bunico! Nu! Dinții mei! Cred că astea au fost toate! Cu plăcere, bunico! Oh, e distractiv! Nu mă pot opri din apăsatul chestiilor ăstora! Ce drăguță e! Uite cum mi se mișcă mânuțele alea mici! Sunt așa rapide! Cine are chef de paste? Cred că ți s-a făcut foame de la atâta butonat! Poftă mare! Ești prea ocupată, nu? Poate ai nevoie de ceva mai interesant! Mâncarea asta pare mai apetisantă? Nu!
Nu, mersi! Ce mofturoasă! Răspunsul era aici de la început, știu! Mai bine trebuie apă clocotită. E timpul pentru un strop de culoare. Acum vin pastele! Intrați acolo, fetelor! După ce s-au făcut moi, scoate-le cu un clește. Ia uite ce de culori super distractive! Prânzul e gata! Poate asta e mai pe gustul tău? Zici că sunt tăiței popit? Brusc sunt moartă de foame! Ești cea mai tare mamă din lume! Ador când îmi spui asta! Or să nu mă audă mama! Iu, am reușit! Cum arăt? Uimitor! Părul îmi stă atât de bine! Trebuie să scap de căciulile astea până nu le vede mama! Nu pot să le las să-mi strice părul! Așa, e timpul să plec! Nu așa de repede! Vin înapoi! Unde crezi că pleci îmbrăcat așa? E frig afară! Ai nevoie de o căciulă! Mamă, nu sunt căciul! Deci, cred că o să plec! Puteam să jur că mai devreme erau aici căciulile? Nu mai contează! E timpul ca mama să improvizeze! Îmi trebuie farfeca asta! O să tai mâneca acestui hanorac! Îndoi capătul și fac un nod! Îmi lucrez și bicepsii! Gata! O căciulă drăguță! Nu te mișca! Mămica o să-ți pună căciula asta! Vai, nu-i așa că ești adorabilă? Arăt ca un gnom! Nu trebuie să mulțumești! Poți să pleci! O zi frumoasă! E atât de jenant! Sunt gata! Împieptem părul? Și ce-ai pregătit pentru prânz? Un burger? Pleac! Merele astea mor, mamă! Cutie de plastic prostănacă! Stai puțin! Elasticele astea pot face mai mult decât să țină părul. S-a terminat cu merele stricate. Privește și învață. Mai întâi vine feliatul. Vezi? Uite-le! Dar n-am terminat încă. Elasticul vine în jurul lui. Da, eu am făcut șmecheria asta. Betty, scumpo, ți-am adus niște felii proaspete de măr. Acum hai să mergem la picnic. Am ales un loc grozav. Sunt gata să mănânc niște mere, mamă. Sper că-ți plac super proaspete. Acum e momentul adevărului. Sunt destul de proaspete astea pentru tine? Wow, le-ai tăiat acum? Nimeni nu le taie pe astea ca tine, mamă! E plăcerea mea! E să plecăm, scumpa mea! Mami trebuie să oprească răufăcătorii din oraș! Lasă jucăria aia! Trebuie să iei jacheta asta pe tine! Mersi, mami! Ce cuminte ești! Și ce grea! Îți place să mănânci nuclu, mă? Ce joc distractiv, mami! Cred că am făcut hernie! Ok, încalță-te cu cizmulițele! Cheryl, vin înapoi! Ia uite-o cum aleargă! E adorabilă! Poate aș putea folosi cătușele astea! Nu, aș fi o mamă rea! Deși... Depărtează picioarele! Sunt nevinovat, doamnă ofițer! N-am făcut nimic ilegal! Da, sigur, am mai auzit placa asta! La secție cu tine! Mi-a venit o idee! Am nevoie de amprentele astea! O să decupez două cercuri! Și apoi o să le lipesc pe perete! Hei, mami! Hai să ne jucăm un joc! Crezi că poți să-ți pui mâinile pe perete? Ok, e ușor, mami! Uite, fac ce trebuie! Și acum, mami? Stai așa, puiule, te descurci de minune! Da, ai reușit! Ai câștigat! Da? Ce tare! Ok, acum hai să mergem! Oh,
acum! Didit! Ai grijă, mami! Ce? Nu acum! Mami încearcă să-și vadă serialul! Vrum! Ce ți-a zis, mămica scumpo? Du-te și joacă de acolo! Vrum! Didit! Oh! Ups! Îmi place jocul ăsta! Mami e așa prostuță! Păzea, mami! Capul tău e șoseaua! Oh, gata! Vino aici! Scuze, mami! O să fac liniște! Prea târziu! O să lipesc o bucată de bandă adezivă pe podea! Cred că ajung câteva fâșii în plus de bandă adezivă! Gata! Iu! Pot să ies acum? Încă nu! Mami lucrează! O să folosesc markerul ăsta ca să mai desenez ceva. Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. Am terminat! Iubito, vino aici! Mămica are o surpriză! Ador surprizele! Ce zici? Wow! E o șosea! Mașinile mele pot să meargă pe ea! Mersi, mami! Abia aștept să o testez! Vrum, vrum, vrum! Vrum! Eu, scumpă! Acum pot să mă uit liniștită la televizor! La la! Îmi place mult să fac curat! Am primit un mesaj! Wow, ce frumos din partea ei! Vine bunica în vizită și are un cadou pentru tine! Nu-i așa că abia aștepți? Iuhu, am ajuns! Sunt eu, cea mai elegantă bunică! Ha. Bună, intră! Ce băiețel frumos! Uite ce are bunica pentru tine! Te transformi într-un băiat mare! Mă bucur să vă văd! Ce zici? Deschidem cadoul ăsta? Ce părere ai? Oh! Oh, nu! Nu e bine! Îmi pare rău! Nu e mărimea corectă! E ok, mama! O să-i vină când îi mai crește piciorul! Uite! Îi vine aproape perfect! Sunt super! Uite! De ce nu încerci să faci câțiva pași? Ok, poate-i sunt puțin cam mari! Mie-mi plac! Stai puțin! Știu ce pot să fac! Stai pe foaia aia de hârtie, puiule! O să-ți conturez talpa piciorului! Așa! Bravo! Acum o să decupez talpa! Hei, mama! Ia asta! Și ce fac cu ea? M-am prins! Vreau niște încălțări de mărimea asta! Sunt pentru nepotul meu! Imediat! Cred că perechea asta i s-ar potrivi! Ia să vedem! Sunt mărimea perfectă! Îi cumpăr! Ok, mulțumesc! Zi frumoasă! Ok, scumpule! De data asta bunica ți-a adus mărimea potrivită! Vrei să-i probăm? Mai întâi piciorul stâng! Strânge mariciul ăsta! Arată mult mai bine! Ce mă bucur! Wow, ce loc! Sigur sunt chestii valoroase pe aici! Oh, ce-i asta? Infracțiunea perfectă! Oh, nu! Fugi! Ce se întâmplă jos? Stai liniștit! Te apăr eu, tată! Stai să opresc alarma! Am fost jefuit! Bijuteriile! Iu, sunt încă aici! Și aurul la fel! Ce noroc! Ha? Au dispărut toate, tată! Hainele păpușilor mele! Le-a luat pe toate! Scumpă, îmi pare așa de rău! Ia șervețelul ăsta! Știu cum să rezolv treaba asta! Pentru un remediu vestimentar rapid, taie fundul unui balon! Îndoaie balonul și taie o bucățică din lateral și vârful! Desfă balonul! O nouă ținută pentru păpușică! Totuși, s-ar putea să fie nevoie să o ajut să se îmbrace! În continuare, taie fundul unui alt balon! O să fie niște colanți grozavi! Hai să adăugăm un strop de culoare cu un balon mare! Decupează-i vârful și fundul! Și trage bucata asta peste picioarele păpușii! E o fustă grozavă! E demnă de podium! Le-am făcut niște haine noi păpușilor tale! Wow, tati! Arată uimitor! Sunt atât de moderne! Bună! Îmi place la nebunie rochia ta!
Arătați atât de frumos cu hainele voastre noi! Te dă cineva atât de multe jucării Pop-It? Să le aduc și pe restul. Cred că astea-s toate. Ups, era să uit. În morman cu tine, o să o acopăr bine. Cred că suntem gata. Poți să intri! Wow, ce-i asta? Ce de jucării Pop-It? O să ai nevoie de ochelarii ăștia de not. Mersi! Ok, găsește jucăria Simple Dimple. Start! Ce tare! Îți expiră timpul, hai, repede! Oh, e o întrecere! Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Hai, hai, hai! Nu-l găsesc! Stai! L-am găsit, mami! Am reușit! Bravo, scumpa mea! Sunt atât de mândră de tine! Acum hai să ne distrăm! Ești cea mai tare, mami! Am până merg la teatru. E atât de palpitant! Abia aștept! Ce somn oribil! Mă simt groaznic! Aciu! Mă doare tot corpul! Bună, somnoroasă! Ah! Eu nu mă simt așa de bine! Stai să văd, ai febră? Pune-ți asta pe frunte! Siropul de tuse o să te ajute! Gura mare! Bleah! Trebuie să te odihnești! Dar teatrul? Nu pot să-l ratez! Îl așteptam de atâta timp! Îmi pare rău, scumpă, ești bolnavă! Ah, stai puțin, cred că știu cum să te înveselesc! Ia o cutie de cereale și decupează un dreptunghi. Întoarce cutia orizontal și lipește o bandă de hârtie autocolantă. Repetă treaba cu o hârtie autocolantă de o altă culoare. Alternează culorile până când acoperi toată cutia. Apoi folosește foarfeca pentru a decupa hârtia care acoperă gaura. În continuare ia două șervețele și pliază-le. Uite așa! Lipește șervețelele în interiorul cutiei. Fă două găuri în partea de sus a cutiei și bagă niște bețișoare de înghețată prin ele. La final desenează niște personaje pe un carton și lipește-le pe bețișoarele de la înghețată. Ești gata să vezi spectacolul? Wow, e grozav! M-am gândit că teatrul ar putea să vină el la tine. Cum ți s-a părut interpretarea? Ura, bis! Aciu! Iu, a fost disgustător. Sper că nu e ceva contagios. Putem fi bolnavi împreună. Grozav! E, trebuie să mă adăpostesc. Poc, 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 poc! E timpul să faci baie, scumpule. Trebuie să fii curățel. Nu! Grenadă! Foarte amuzant, tinere. Stai așa, mi-a venit o idee. Transformă baia în ceva mai distractiv umplând un bol cu bicarbonat de sodiu și suc de lămâie. Apoi pune niște colorant alimentar. Vrem să iasă ceva colorat. În continuare, toarnă ulei de măsline și amestecă. La final, o să obții un amestec care arată așa. Perfect! Umple o formă cu amestecul. Folosește diversi coloranți alimentari ca să obții culori diferite. Presează amestecul în formă ca să le îndești bine. Fă la fel cu a doua formă și unește-le. Scoate formele și o să obții o bombă de baie făcută acasă. Jared, ia uite ce am eu! Huh? Wow! Hai să ne jucăm! Poc, poc! Poc! O să te prind! Stai departe, mamă! O să mă ascund după chestia asta! E timpul pentru arma mea secretă! Wow! Uite, mamă! Apa schimbă culoarea! Îmi place la nebunie! Uite încă una, scumpule! Face bule! E uimitoare, mamă! Vreau să fac baie în fiecare seară! Sunt super isteață! Asta! Bună alegere! Poftiți! Poftim, Betty! Să mergem, draga mea! Delicioasă! Stai așa, scumpo, trebuie să răspund la telefon! Alo? Ah, bună! Mă bucur să te aud! Mami! N-a făcut-o! Nu te cred! Ok, Betty! Acadeaua mea! Ar trebui să ridic!
Pare murdară. Unde mi-a dispărut balonul? Nu! Vino înapoi! Îmi pare rău, balonule! De ce li se întâmplă chestii rele oamenilor buni? Betty, ce s-a întâmplat? Oh, te sun eu înapoi! E ok, scumpo, o să rezolvem mami problema. E urgență! E o plăcere să facem afaceri. Ar fi trebuit să-mi continui facultatea. Trebuie să nu se mai întâmple chestia asta. O să înfășor panglica în jurul acadelei. Ar trebui să meargă. Poftim, Betty! Wow, mersi, mamă! Uite, balonul meu nu mai zboară! Oh, ce drăguț, scumpo! Sunt așa fericită! Mami! Te salvează, mămica! Ah! A fost interesant! Pupitul meu preferat! Ador fluturii! Vai, de mine se comportă ca un îngeraș! Ah, bună! Nu te-am mai văzut de-o veșnicie! Ce mai faci? Hai să mergem la plimbare! Da, o faci! Crezi că am putea străbate lumea întreagă? Oh, uite, păpușico, o piscină! Ador să not! Wow! A, ți-e sete? Ar trebui să bei ceva? Poftim! Cum e? E bună? Oh, nu! Unde a dispărut? Ah, e acolo! Nu pot să cred cât de mult a crescut de când am văzut-o ultima dată! Păpușico, nu mai e atât de distractiv! Ah, ia uite! E o minge acolo! Oh, e chiar o minge bună! O ador! E cu roșu și albastru! Hei, vino înapoi, minge! Nu te mai rostogoli! Vreau să mă joc cu tine! Wow, minge! Uite cât de înalt e copacul ăsta! Merge până sus de tot! E cel mai tare copac din lume! Copacule, copacule, pun pariu că poți să te scutur! Glumeam! Efectiv, mă obsedează cartea asta! Ha? Stai! Unde a dispărut? Unde e? Nu, nu, nu! Lipsește! Nu e nicăieri! Uite-i păpușica! Dar o ia peste tot! Unde o fi? Nu vă supărați? Bună, ați văzut o fetiță pe aici? Arată așa, e foarte drăgăleașă! Oh, ne pare rău, n-am văzut-o pe aici! Unde s-ar fi putut duce? Telefonul meu! Alo? Da, da! O, oh, Doamne, mulțumesc din suflet! Oh, unde e? Ah, îngerașul meu, draga mea! Mămica te-a căutat peste tot! Bună, mami! Ah, vă mulțumesc atât de mult că mi-ați adus-o înapoi! Cum ați găsit? Ah, avea brățara asta, am sunat la numărul de pe ea! Vai de mine, am uitat că i-am făcut brățara aia! Am luat niște gută și apoi niște mărgele! Inimioare ca să arate drăguț și apoi și numărul meu de telefon! La final și numele ei și apoi și mai multe inimioare! Eh, vă mulțumesc atât de mult că mi-ați adus-o înapoi pe Annie! O zi bună! Fă-i cu mâna eroinei tale, Annie! Oh, e timpul să ne distrăm! Cred că ai nevoie de un look nou, Sofia! Stai liniștită, știu ce fac! O să-ți placă la nebunie! Arăți uimitor! Hei, Sofia, trezește-te! Ha? Ce? Ah, părul meu! Ce-ai făcut? Nu-ți place? Ce se întâmplă aici? Uite ce-a făcut! Stai liniștit, o să-ți crească la loc! Cheryl, nu poți face asta! Nu e frumos, sora ta e supărată! Ah, știu, am soluția perfectă! Poți să iei chestia asta! Oh, mersi! Cu plăcere, scumpo! O să mă joc cu asta! Și eu o să trag un pui de somn! Wow, cât de palpitant! O să-l scot pe micuțul ăsta! O să pun plastilina aici! Cred că sunt gata! Și acum o să trag de manetă! Wow, îi crește părul! E uimitor! Ce amuzant arată! Wow, îl ador! Acum o să te tund! Arată bine! Trebuie să tundem și partea asta! Poate că ar trebui să folosim aparatul de ras! Mult mai bine! Da, ești chel! Mi-a venit o idee! O să am nevoie de o farfecă adevărată! Nu te mișca, Bonnie! Nu! Gătit o gustare sănătoasă! Nu! Nu vreau așa ceva! Scârbos! Vreau un burger! Oh, Doamne! Eh, nu poți! Trebuie să mănânci fructele astea! Poftim! Gustele! Știu că o să-ți placă! Am zis nu! Vreau un burger!
Mai vedem noi. Uite! Vine mărul! Uite-l! Gura mare și ia o mușcătură! Haide, scumpo! Ador merele! Sunt preferatele tale! Ok! Ce zici de ciocolățica asta delicioasă? Uite că vine! Wow! Ador ciocolățelele! Ura! O vreau! Se apropie și mai tare! Nu! Am zis că nu vreau mere! Of, ok, hai să încercăm așa! Uite cine e la mine, Annie! Exact! Domnul Ursulescu a venit să te viziteze! Poftim! Acum dă-i o îmbrățișare! Thank you. Perfect! Nu e deloc atentă! O să-i strec ormerele astea! Nu! Nu le vreau! Merele nu au voie aici! Îmi cam pierd răbdarea! Trebuie să pot face ceva! A zis că vrea un burger! Știu! Sigur o să păcălesc de data asta! E timpul să încep să-i pregătesc un burger din fructe! Mărul o să fie chifla! Chiviul salata! O felie de piersică pe post de carne și căpșunele și bananele în loc de sosuri! Pot să fac și niște cartofi prăjiți din mere? Scumpă, ți-am făcut un burger așa cum ai vrut! Wow! Un burger întreg doar pentru mine! Și cartofi prăjiți! Cartofii prăjiți sunt preferații mei! Ua! E timpul pentru burger! Delicios! E cel mai bun burger din lume! Ce fetiță cu minte am! Mă bucur că nu-mi tremură mâna! Mă gâtilă! Nu mai am păr în nas! Trebuie să mă ajuți! Ia un loc! Părul meu e un dezastru! Chiar e! Pot să-l aranjezi? Mi-a venit o idee! Pot să folosesc chestia asta! Revin mai târziu! Stai jos! Știu ce fac! Serios? Nu folosești chestia aia pe mine! Bine, o facem clasic atunci! Ce-ai făcut? Părul meu frumos! Nu, nu mă atinge! Nu, nu te lasă mă tunzi! Stai liniștită! Am fix ce ne trebuie! Ai încredere în mine! Ok, așa mai merge! O să folosesc cârligul ca să-ți bag părul în aparat! Uite așa! Acum o să-l pornesc! O să-l mișc pe șubița ta! Și aparatul o să-ți facă niște codițe! Hai să le facem și pe partea cealaltă! E atât de rapid și simplu! Am terminat! Wow! Arată grozav! Îmi place la nebunie! Mersi mult! Nu mulțumi mie! Mulțumește-i aparatului! Cine e tipul ăla simpatic? Ce faci, păpușă? Ce fac? Gustă nițel, scumpo! Nu! Nu vreau! E scârbos! Știu! O să-ți dau jucăria asta! Nu! Bine, dar ce zici de toate popiturile astea? Am deja unul! Vezi? Păstrează-le! Am încercat! Ce zici de servieta asta plină de bani? Imaginează-ți câte dulciuri ai putea să-ți iei! Ce de bani! Nu, nu mă poți cumpăra! Nu vrei deloc să ajungem la o înțelegere? Nu-l vreau! Vai! Bucătăria mea frumoasă! A fost distractiv! Vreau să mă joc cu sirena mea! O sirenă? Mi-a venit o idee! Ca masa să fie mai distractivă, ai nevoie doar de o lingură și niște lut modelator! Aplatizează lutul modelator! Apoi înfășoară-l pe mânerul lingurii și pliază-l! Apoi modelează partea de jos a lutului în formă de coadă de pește! Uite așa! Apoi folosește o unealtă de sculptat ca să adaugi niște detalii pe coadă! Scrijelește ușor lutul cu unealta! Arată bine! Acum hai să facem niște solzi! Începe de sus și coboară până la baza mânerului! Nu uita să nu fie prea adânci urmele! Doar atinge ușor cu unealta suprafața lutului! După ce ai terminat, pune lingura pe o tavă și bagă-o în cuptor! Așa o să se întărească lutul! Scoate din cuptor și așteaptă să se răcească! La final pictează lutul cu argintiu! Sper să meargă! Wow! O lingură de sirenă! E așa magică! Ce fetiță cu minte! Bună, iubire! Tati! Bună, scumpo! Ăsta-i mic dejunul tău! Nu mănânc chestia asta! Nu, iar! Așa tată, așa fică!
Nu, nu se va întâmpla! Miroase grozav! Te distrezi, scumpo? Sunt un șef, mami! Pregătesc cina! Dar mai am nevoie de câteva ingrediente! Of, urăsc călcatul! E atât de plictisitor! Cheryl, ce faci? Ți-am spus, gătesc! Farturile mele sunt distruse! Știu! E urgență! Aha! Fix ce-mi trebuia! Asta o să salveze situația! Gătitul e simplu! Am ceva pentru tine! Ce dezastru! Trebuie să curăț tot! Ha? Ia chestia asta! Wow! Mersi, mamă! O să-i scot coada! Ia uite ce de biluțe! O să întind chestia asta peste recipient! Și acum o să folosesc pompa! Uite, mami! O să-l umplu cu sclipici! Ce frumos e! Ce urmează? E atât de moale! Intră acolo! Ah, aș putea să bag un pop-it! Și acum? Mai mulți clipici! Uite ce de culori! Ah, plastilină! Asta trebuie să intre acolo! Încetișor! E atât de distractiv! Acum o să pun capacul! Wow! E uimitor! Uite, mamă! Minunat, draga mea! Cheryl, nu o face! O să fac un alt balon!